Așa cum am spus la începutul emisiunii, Maria este alături de noi. Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Suntem nerăbdători să aflăm ce ne rezervă astăzi pentru săptămâna viitoare. Facem o grămadă de lucruri și începem un mare proiect pentru viața noastră, fiecare în domeniul lui de activitate, mai personal, mai profesional, și hai să vedem. Da. Berbecul are profesional ceva de start. Trebuie să vă organizați mai mult, trebuie să fiți mai activi în profesia voastră, mai disciplinați în profesia voastră și totodată să puneți fundația unei noi etape vis-a-vis de imaginea voastră, de statutul vostru și de tot ceea ce arătați societății, celor apropiați și celor mai puțin cunoscuți. Practic, efectiv, imaginea personală pe care o lăsați să se vadă. Următorul pe listă? Taur. Taurul. Din punctul vostru de vedere, străinătatea vă face cu ochiul, dar totodată constatați că trebuie să schimbați gașca de prieteni pe care ați tot avut-o în ultima perioadă. Vedeți voi ce gașcă veți alege pentru concediile viitoare, dar în tot cazul, ocaziile de străinătate sunt de bun augur. Pot fi o cărămidă destul de puternică pusă pentru tot restul vieții. Deci o schimbare numai bună pentru început de an. Pentru toți, da. După Taur urmează... Gemenii. Gemenii stau foarte bine din multe puncte de vedere, mai puțin ei cu ei înșiși. Exact despre asta va fi vorba. Trebuie să vă luați calcul și pe voi, trebuie să fiți mai atenți la tot ceea ce ține de liniștea voastră, de personalitatea voastră, de obiceiurile, rutina și tabieturile voastre. Veți ajunge la un moment dat în postura în care sufletul vă poate semnaliza dacă faceți sau nu faceți lucrurile pentru voi și în favoarea voastră sau în defavoarea voastră, așa încât de săptămâna viitoare începând, fie vă veți concentra foarte mult pe tot ceea ce ține de viața personală, fie veți fi puși în situații și în contexte de viață în care să trebuiască să lucrați și pentru voi. Hai să vedem în raci ce fac. Noi colaborări. Mare parte dintre telespectatorii raci sau ascendent rac vor porni noi colaborări sau noi asocieri. Alții dintre voi puteți începe o nouă relație. Alții dintre voi puteți începe o nouă etapă în relația în care sunteți. În tot cazul, este vorba de un start mai organizat, mai rațional sau mai înțelept în relațiile voastre. Ia câte oportunități s-ar putea să aibă racii în săptămâna care urmează. De maturizare în cuplu. Frumos. Să vedem racii ca racii, da. Ce fac să lei? Vedem lei ce fac. Îl lasă în pace să-și facă n-am ce vreau. Să facă dacă nu să muncească? Da, cum ne stă bine. Eu v-am spus la muncă, nu l-am întins mâna. Da, foarte bine. Nouă ne place să munci. Cu cât munca este mai aprică, cu atât și voi aveți senzația că vă crește puterea sau că sunteți mai puternici sau responsabilitățile vă dau un plus de strălucire. Poate chiar așa e. În perioada ce urmează și din săptămâna ce vine, puterea voastră constă în puterea de rezistență și în puterea de a depune efort. Totodată, practic, acest început de an vine în întâmpinarea verii, când atunci vă veți bucura de foarte mari reușite. Până una alta, mult efort și multă muncă. Acum mai puțin până la vară. Hai să vedem și fecioarele. Fecioarele, să vedem ce fac. Stau și ele destul de bine, dar dacă n-au învățat încă să se distreze, probabil își vor selecta prietenii. Ce-i drept, este nevoie să aveți în preajma voastră oameni cu care să vă puteți bucura și nu oameni care vă încarcă negativ, așa încât este bine așa la început de an să faceți un rezumat al celor dragi și să vedeți dacă e chiar așa și dacă chiar vă sunt dragi. Dacă nu, e posibil să aveți noi prietenii, noi persoane care vor rămâne lângă voi foarte mulți ani de aici încolo și care vor fi în succesul vostru sau parte din ceea ce veți construi în viitor. Deci dacă le combine sau nu numărul de prieteni sau de oameni dragi. Nu? De ce? Că țin ei la matematică mai mult decât alții? Sau la ce? Da, s-ar putea din cauza asta. Hai să vedem balanțele ce fac. Vedeta anului.
Balanța, ce face ea? Are nevoie de mai multă afectivitate și de mai multă căldură din partea familiei, în principal. Probabil că familia poate fi un pic mai rece, mai neplăcută în reacții sau mai strictă. Parte dar întotdeauna balanța are nevoie de căldură și de atenție din partea celor dragi. Toți au nevoie. Dar voi oferiți atât de multă atenție și căldură? Noi părem, într-adevăr, puțin insensibili câteodată. Păreți? Uită-te la noi, părem. Păreți asta? Parem insensibil? Un pic par, da. Un pic par, dar am nevoie de dragoste, tocmai. Continuă, că te-am întrebat. Fie că vine din partea familiei, fie că vine prin ceva ce vă veți cumpăra să țină locul căldurii familiale. În altă ordine de idei, mare atenție la ceea ce moșteniți din familia mamei sau mare atenție la ceea ce puteți moșteni pe partea de sănătate din partea mamei. Se poate să apară o problemă de sănătate pe fond emoțional. Deci mare atenție la, la emoții, balanțelor. Stomacul. Scorpionul. Foarte bine tot ceea ce ține de intelect, rațiune. S-ar putea să construiți ceva destul de stabil pentru viitor. Fie o colaborare, fie un act, fie o muncă intelectuală pe care o veți organiza așa cu mic, cu pași mici și cu pași mai mari. În tot cazul, lucrurile vin către voi în dezvoltarea practică a vieții voastre raționale și în creșterea personalității pe partea rațională. Adică mai puține emoții. Bun. Săgetătorul. Foarte bine stă săgetătorul pentru că se organizează financiar, ce să zicem. Mai puține excese, mai multă organizare, însă atenție totuși la sănătate și la epuizare de la atâta agitație. Bun. Asta e pentru că te-ai botezat, o să trecem mai departe. Și nu numai. Și nu numai. Mai avem? Mai avem Capricornul, Văzătorul, da. Peștii. Hai să vedem la Capricorn. Capricornul are cel mai mare start din ultimii 30 de ani. Cei drept nu este chiar cel mai mare, vor urma altele și mai mari, dar cel mai mare până una alta. Tot ce depinde de voi și stă în puterea voastră este bine să faceți. Dacă aveți planuri pe scurt termen sau pe tot restul vieții, de acum veți începe să puneți bazele într-un mod foarte serios și cu foarte mare maturitate. Dacă nu este maturitate, mai întâi o veți învăța-o și veți trece apoi la treabă. Vărsător. Vărsătorul, din punctul vostru de vedere, sănătatea vă atrage un mare semn de exclamare. Este bine să renunțați la lucrurile care vă țin pe loc sau care vă încarcă sănătatea psihică sau emoțională sau modul vostru de a vă relaxa, tocmai pentru că ceea ce vă ține acum în loc va putea fi o problemă mai târziu și un factor mai puțin plăcut pentru starea voastră de sănătate și a liniștii voastre. Iar peștii, odată ce ați început un an mai calm, mai cald, mai frumos decât ați avut în ultimii 5 ani, iată noi deschideri pentru voi, foarte importante, dar mai înainte de toate trebuie să vă faceți frumos și conștiincios și pragmatic lista de dorințe pentru 2018 și încă vreo 30 de ani după. Cam ce ar trebui să conțină lista noastră de dorințe în general? Uite, am scris la mine pe alexandruconstantin.net un articol despre rezoluțiile anului 2018 și am ajuns la concluzia că o listă de dorințe pentru un an de zile ar trebui să fie compusă din lucruri simple. Ca de exemplu? Să-ți propui să te odihnești mai mult, să te organizezi mai bine, să-ți faci agenda în care să-ți treci taskurile zilnice ca să poți să ai un time management mai bun. Nu știu, să-ți propui să-ți schimbi mașina, să zicem, dar nu... Și tu ce ți-ai propus? Toate astea pe care ți le-am zis acum. Asta e pentru balanță. Dar ce ne spune un astrolog? Pe o listă de dorințe trebuie să incluzi atât dorințele sufletului, cât și dorințele pragmatice. Trebuie să ții cont inclusiv de faptul că unele le poți realiza într-un an, doi, altele în 10-20, dar să ai acele perspective, adică dacă te vei gândi doar ce faci mâine, energia ta s-ar putea să-ți ajungă doar pentru poi mâine și apoi să trebuiască să te încarci din nou, dar cu cât privești în perspectivă mai departe, cu atât și energia ta se distribuie altfel și entuziasmul altfel. Și... Încărcătura o luăm odată, încărcătura asta energetică o luăm odată cu visele, nu?
Și cu entuziasmul și da, cu... Fetele cam le au pe toate la... Deși implicându-te și depinde acum de fiecare zodie în parte. La leu, de exemplu, pe scurt, așa? De energie din entuziasm, în primul rând. Da. Din punctarea situației, uh-huh. adică cu cât o încarci tu pe ea ca dorință. Și apoi din puterea pe care o distribui acolo în realizarea ei. Da, fix așa e. Zic și la balanță? Da, zi dacă vrei. Câte gânduri investești în acea dorință? Câte gânduri, nu? Da, eram absolut convins de asta, că noi gândim așa foarte... Păi stimulul trebuie să vină din exterior mult. La un moment dat. Da. Apropo de rezoluții, am înțeles că e bine să ne facem și o listă de planuri pe 5 ani de zile, spre exemplu, pentru că, așa cum ai spus și tu, un an de zile s-ar putea să fie mult prea, mult prea puțin. Păi mulțumim tare mult mulțumim, pentru că ai fost alături de noi și ne revedem săptămâna viitoare, da? Cu tot dragul!